Bună, dragilor, și bine ați venit să revenim pe canalul meu de YouTube. Am ajuns comanda de pe Temo. O să fac pachetul doar de mare. Nu pachetul. Vreau și să văd ce am aici. Ceasul e 10 noapte, acum mi-a ajuns curierul. De fapt, a fost masa, cred că s-a socrut și l-a luat de la parte, pentru că eu n-am auzit cu clanxona, dar n-am auzit curierul. Eu adormeam fetele, le-am adormit, numai bine le-am adormit. Și acum să vă arăt ce am primit aici. Atenție! Wow! Deci, nu mai țin exact în picera, dar sper că pot să-mi dau seama. Ăsta e... dar e micuț, credeam că e mare. În fine, am luat o chestie din asta, absorbe apa. Pentru că eu mereu dau apa acolo la blat și cade după mobil, pentru că trebuie să pun o chestie din aia să mai ducă apa după mobil și mereu se duce apa după mobil. Și am zis să pun asta la chiuvetă acolo ca să nu se mai ducă apa după mobil, să fie totul ok. Și acolo arăta că absorbe foarte, foarte bine apa. Spate de silicon, dar aici are un material impermeabil, ceva ce oricum e foarte fain și zice că absorbe apa. Așa. Eu ador. Mi-a luat pentru dormitor, pentru că am zis că vreau să încerc să decorez dormitorul. Mi-a luat o chestie din asta. Doamne, efectiv, o ador, e superbă. Doamne, superbă! Nu am cuvinte pentru ea. Să aranjez puțin. Să o pun că e cam... Să aranjez și după să vă arăt și vouă. Stați puțin. Am luat-o pentru dormitor, pentru că mi s-a părut super, super interesantă. Și am zis că vreau să-mi pun o decorație, ceva la dormitor. Și am găsit-o pe asta. Doamne, dar cât de faină! Uitați-vă puțin cât de faină! Am vrut să iau, era una pe culoare amară, dar nu mai era în stoc, așa că am luat-o pe asta. E superbă, efectiv, e superbă. Uitați-vă puțin ce bine arată. De-abia așa să o pun în dormitor. Arată super bine, o ador, efectiv, o ador. Așa. Așa, aici să văd ce am. Aici am luat pentru baie. Dar e mărțel. Ui, mare, mare. Am luat pentru baie un din asta pentru să pun lichid. Mi s-a părut super interesantă. Erau două mărimi și am luat-o pe cea mai mare. Dar mi se pare cam mare acum, bine. Și arată super, super interesantă, se vede și, e și foarte drăguț, adică se vede să pun înăuntru, mi se pare super fain. L-am luat pentru să pun un lichid, să-l pun la baie, pentru că, uite așa să deschide asta. E super interesant și-o pun înapoi. Da, l-am luat pentru să pun un lichid, pentru că cam așa arată. La baie nu am reușit să cumpăr ceva pentru să pun lichid și țineam să pun lichid acolo și nu mi s-a părut ok. Adică nu mi s-a părut că arată destul de bine în sticla originală de săpun și așa că m-am hotărât să... gata, am dat de capăt, am scos. Nu știam cum să scot. Și uite așa. Și dacă vrei poți scot și asta, a doua albi și să rămână doar cutia transparentă. Doamne, super, super fain și încape foarte mult să pun. Lichid. Așa. Pentru bucătăria am luat mai multe chestii. Sunt scurtați, scosul de la voie. Am luat așa din asta, organizatoare. Pentru că nu-mi place să țin făina în punga ei, ovăzul, orezul și tot ce mai am eu. Făina albă, făina de grâu, făina mălai. Nu-mi place să le țin așa în pungile lor, pentru că arată super urât. Așa că m-am hotărât să iau, am văzut pe Temo. Am văzut pe Temo acest gen de cutii mari
Și poți pune aici, să părțit în patru, are patru compartimente și poți pui patru chestii diferite. Să desfac alea ca să vă arăt și vouă. Așa, și am luat mai multe chestii din asta, uitați-vă puțin. Aici pui mălai, făină albă, orez, sunt patru. Eu o să trebuiască să vă arăt și înăuntru. Uitați-vă puțin. Am luat așa. Am mai luat un fel așa. Doar cu două. Asta e cu două, doar atâta. Compartimente. Să încerc să o pun aici, dar nu știu dacă reușesc așa. Ah, gata, am reușit. Uite, cu două compartimente. Are acest capac. Așa, și aici deschizi și scoți, pui tot așa. Am luat mai multe pentru că aveam nevoie. Și ce drăguț, văd cu o dată aici și din astea care degradat. Ca să poți pui. Super, super fain și sunt foarte de calitate, un plastic tare. Și arată și super bine. Am luat una mai mică, tot așa cu două, dar probabil e o căzut capacul și cu doar că asta e mic. E la fel ca asta, doar că asta e mai mică. Am luat și mai mic și mai mare. Trebuie să-i caut capacul ăsta. Așa, am mai luat una tot așa la fel ca asta. Așa, am luat mai mult din asta pentru că avem nevoie. Așa. Am mai luat aici. Am luat o chestie din asta, așa, pentru bucătării, că aș vrea să pun condimentele. Eu am acolo borcanaș din alea de pus condimente, dar mereu mai rămân condimente și nu vreau să le las aerea în dulap aruncate. Și oricum sunt și foarte mici pentru a fi pus exemplu în astea. Așa că am luat să le pun așa, pliculețele să le aranjez așa în dulap, frumos să fie organizate. Așa. A, sunt drăguț. Aici am luat un sticker pentru bucătărie. Așa, cu cafeaua. Vreau să pun la gresie acolo la bucătărie. Aici la bucătărie, la gresie acolo. E foarte drăguț. Oricum, am mai dat o comandă acum pe Shane, tot pentru casă. Am dat cu stickerii, cu perdele la bucătării. Doamne, de așa să vin, dar de am dat, ajunge în două săptămâni. Și o să mai fac și atunci tot așa ceva gen pentru organizare, pentru că am dat și acolo tot pentru casă. Am zis să mă pun serios să cumpăr pentru casă acum cât mai mult și să-mi organizez cât mai ok, să fie cât mai ok în casă. Aici am luat-o din asta de prosop, să pune la mobila de bucătărie și pui prosopul aici, pentru că eu nu aveam unde să pun prosopul. Am doar chestiile alea, mânerile, dar mi se pare foarte mici, așa că am luat ceva mai mare să pot să pun prosopul, pentru că niciodată nu aveam unde să pun. Așa. Nu am unde să pun data asta. Am luat aici o stișcă din asta strecurătoare, pentru că nu aveam nevoie. Și am luat așa una. Aici să văd ce, că nu știu ce. Dar sunt foarte mult. Mă așteptam să fie ceva mai mare. Am... să văd cum îmi rup. Dar puțin să... Trebuia să mai multe chestii din astea. Am luat așa niște chestii din astea de pus în vază. Dar sunt foarte mici. Nu știu dacă trebuie să mai cumpăr câteva. Pentru că am luat și vază și am luat și chestii, câteva chestii din astea. Așa. O, perdeaua. S-ar putea că am luat țeapă la perdea. Credeam că sunt două. Și cred că, de fapt, a venit doar una. Dar am luat țeapă la perdea. Acolo în imagine arată două. Și mie mi-a venit doar una. Și trebuie să mai dau comandă încă din o perdeauă. Ori dacă nu, cred că am să o tai în două, pentru că e foarte mare, pentru că eu nu vreau până la pământ să fie perdeaua, vreau până la calorifer. Și asta e foarte, foarte lungă și s-ar putea că o tai în două dacă merge,
și să o pun la geam, pentru că eu vreau scurtă. O să văd dacă merge așa să măsor și să văd. E cam așa, e foarte, foarte faină perdeaua. Dacă nu merge, o păstrez și o să mai dau comandă încă de perdea, tot aceeași mărime și o să aștept. Uite așa, materialul ăsta de pânză, e foarte, foarte frumos materialul. Și foarte drăguță. Ia-ți fac puțin. Și foarte mare, eu o să o calc. Arată foarte bine. E o pânză așa strălucitoare, super fain. Așa. Wow, ce bine. Am luat-o varză. Am cumpărat și o vază. E din plastic și aici are detaliile astea cu ață. Și foarte, foarte faină. Am luat-o, spun, inițial florile astea. Dar mi se par foarte puține. Trebuie să le mai tai puțin ca să fie ceva gen așa. Poate o să iau altă dată altele mai mari. Mai multe, de fapt. Fin. Așa, ce am mai luat aici. Să mă grăbesc să termine bateria la telefon. Aici am luat un fel din asta antiderapant pentru dulapuri, dar o să mai iau, că ăsta nu ajunge, e foarte mic. Am luat pentru sertare, pentru dulapuri, ca să nu mai să când pun, de exemplu, oale sau farfurii, să nu se mai scurcă apa pe dulap și să nu se mai murdărească dulapul, să rămână intact, pentru că se duce foarte greu. Și am luat un din ăsta de silicon să pun pe dulap, în sertare de cap. Aici am luat lavete pentru căsătării și pentru bani. O să scot doar una să vă arăt. Sunt 10 sau 15 la număr, nu mai țin minte, ori 10 ori 15. Așa, micuții, pentru bucătării sunt ok, sau chiar și pentru baie merg, pentru că au aici o chestie din asta ață care prins. Și le-am luat pentru că sunt foarte moi la atingere, sunt foarte faine și pentru bucătărie absorbe foarte bine apa și pentru baie chiar. Așa. Am luat pentru baie. Am luat un coș din ăsta. Să bagă. Am luat așa un coș din ăsta tot pentru baie să mai pun în el, ca să le țin mai organizat în dulapuri. Așa. Am mai luat o chestie din asta. Am mai luat una de pișeni și mi-a plăcut foarte mult. Pun capacele în ea. Și am mai luat încă o chestie din asta ca să mai pun capace, farfurii. Cred că am luat vreo două din astea. Sunt așa, sporturi și între ele poți pui farfurii, capace, să începi tu. Și mi-a plăcut foarte mult și am mai luat. Așa. Aici am luat am mai luat-o din asta. Îi ștergi geamurile, o raclete din asta. După ce dai cu spumă și sau cu din ăla de geamuri, poți ștergi geamul cu această racletă. Mi s-a părut foarte interesant. O să văd dacă merge. Așa. Am mai luat aici o forfecuță din asta cu perii pentru sprâncene. Ca să mai... mă fac o sprâncene. Aici am luat tot așa un coș. Ups. Aici am luat un coș. Nu e așa mare, dar e ok. Am luat pentru baie, să pun hainele la copilaș, pentru că care l-am avut s-o rupt. Și am luat pentru baie, să pun hainele la copilaș. E super fain și mult mai practic. E tot la fel ca ăsta. Sunt la fel ăsta. Așa. Aici am luat o jucărică din asta pentru copilaș, mai mult pentru Naomi. Deci are aici o chestie din asta, un vârt, și că ar trebui să înoate în apă. E super interesant, uitați-vă puțin. Sunt vârtii aripioarele astea și ea ce că înoată în apă dacă o pun. Și am luat un Naomi pentru bani. Deci, faină. Așa. Să vedem ce mai avem aici. Am mai luat aici o chestie din asta. Tot așa, pentru baie.
Vreau să-mi pun pensulele pentru față și ce mai am, da, pensulele, cred că atât în cap. Și mi s-a părut foarte faină pentru baie, pentru că s-am găsit într-un parfum din ăsta și mi s-a părut mai click. Dacă le pun în ăsta, arată mai frumos. Aici am luat tot așa, lavete pentru bucătărie. Sunt foarte, foarte absorbante și sunt foarte faine și cred că o să țină ceva, bă, că nu se rup din material și sunt foarte absorbante. Sunt foarte faine și sunt tot așa un set din mai multe, cred că sunt vreo 10, dacă nu mă știu, sau 15, nu mai țin nimic. Așa. Ai dat tot așa comandă de încă un din asta pentru, cred că asta îmi spun farfurii, ca să nu mai stăm așa acolo în drag, să pun toate în ele. Aici am o chestie din asta pentru baie. Deci aici pui pasta de dinți și bagi aici periuța și îți dă pasta de dinți, ca un fel de automat. Aici bagi pasta și aici bagi periuța și îți dă pasta de dinți, nu mai stai tu. E super interesant, super fain. Trebuia așa să le încerc tot așa pentru baie, să le încerc să pun la baie. Așa. Aici am luat tot în asta de burete, spăl desea la baie, mi s-o părut interesantă, așa, mă grăbesc până în baterie. Aici am, ce am luat aici, aici am luat pentru baie, o din asta cu Good Morning, ca să pun periuțele de dinți. Pentru că la care l-am avut pentru periuțe de dinți, mi l-o spart Naomi și am luat unul din ăsta de plastic ca să nu mai poată sparge, că ajunge la chiuvetă și mi l-o luat și mi l-o spart. Na, asta e. Așa că am zis eu de plastic să nu mai spargă. Așa. Aici am luat câteva chestii din astea pentru periuțele de dinți. Un fel de container mic, bagi periuța capul la periuță și mai mult mai în siguranță în acest plastic. Așa. Aici am luat, cred, un sticker. Să văd despre ce e vorba, că nu mai țin timp. Aici am luat un sticker pentru baie. Cam așa arată. Vreau să-l pun pe ușa la baie. Bedroom. Super fain și interesant. Și arată și pe ei. O să lipesc ușa la baie. Oricum, o să fac un video cum le folosesc pe fiecare în parte și o să vă arăt. Aici am luat mai multe sticări din astea cu carioca. Să pot să scriu pe container, pe orice pun, să scriu ce condimente sau ce am pus în el. Mi s-a părut foarte interesant. Așa. Și cam atât, dragilor. O să încep să îmi organizez casa cu tot ce am cumpărat și o să vă arăt cum o să-mi organizez. Bye.